Începând din seara aceasta, cu ajutorul Domnului, pentru câteva duminici, ne vom îndrepta privirile către a doua epistolă a lui Ioan. Haideți să deschidem în Biblie la pagina 1203 și vom da citire întregii epistole. Este o epistolă mică, 13 versete, 1203 pagina. Presbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr. Și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Aș vrea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin. Dacă întâia epistolă a lui Ioan era adresată unei biserici sau mai multor biserici, cei ce cercetează cuvântul spun că este vorba despre bisericile din Asia Mică și găsim lista lor în cartea Apocalipsa, deci o epistolă către biserica în întregimea ei, aceasta a doua epistolă este adresată unei familii. Și a treia epistolă, așa cum vom vedea, este adresată unei singure persoane, unui frate, Gaio. Cumva el a fost trimisă în același timp. Și această epistolă vine ca o adăugare, ca ceva necesar care trebuia spus acestei familii. Tema acestei cărți este, simplu spus și concentrat, adevărul. Găsim acest cuvânt de mai multe ori în această epistolă și este o preocupare cu acest adevăr. Adevărul ca trăire, dar și adevărul ca această învățătură curată a lui Dumnezeu, față de care trebuie să avem prețuire și o atenție deosebită. Care este motivul pentru care Apostolul scrie această epistolă? Așa cum știm, primirea de oaspeți, ospitalitatea, era o caracteristică a primilor creștini și, deși și pentru ei și pentru noi este aceeași poruncă, fiți primitori de oaspeți, găsim cuvântul acesta, fiți primitori de oaspeți de mai multe ori în cuvântul lui Dumnezeu. Petru 4:9, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Evrei 13:2, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. 1 Timotei 5:10, este acolo o listă cu condițiile pe care o văduvă trebuie să le îndeplinească pentru a fi primită pentru ajutor.
Și una dintre ele este să fi fost primitoare de oaspeți. De asemenea, pentru episcop este o condiție exclusivă pentru episcopi să fie primitor de oaspeți. Cu siguranță această doamnă, această aleasă doamnă căreia îi scrie Ioan, a avut o relație de apropiată cu apostolul Ioan. Pe vremea aceea, cei care propovăduiau cuvântul nu puteau să meargă cu mașina într-un loc, să întoarcă repede acasă, nu. Mergeau într-un loc, acolo vesteau Evanghelia, probabil mai multe săptămâni. Apostolul Pavel, de exemplu, a stat și 2 ani, 3 ani într-un loc. Oamenii lui Dumnezeu vesteau Evanghelia, stăteau la cineva, era primit și acea persoană îl susținea în totalitate. Îl găzduia, îi dădea să mănânce. Și cei care vesteau cuvântul erau tratați în felul acesta. Și mă gândesc că această femeie a practicat lucrul acesta. Îl practica cu credincioșie. De fapt, toți credincioșii din vremea aceea practicau lucrul acesta. Și este un lucru deosebit la care trebuie să luăm și noi aminte. Poate suntem așa de slabi la capitolul acesta. Totuși, apare o problemă și este motivul pentru care Apostolul Ioan scrie această epistolă. Se întâmpla în vremea aceea că apăreau niște falși învățători. Oameni care, mânați de propriile lor interese, de propriile lor orgolii, oameni care nu aveau Duhul lui Dumnezeu și profitau, ca să spun așa, în ghilimele, de această bunătate a credincioșilor, această primire, și făceau pe predicatori. Unii din rea voință, unii din simplu fapt că erau niște leneși. Și oamenii aceștia, acești falși învățători, trebuiau demascați. Și mai mult, așa cum am văzut în 1 Ioan, acești oameni se infiltraseră chiar și în biserică. Și în 1 Ioan am văzut cum fraților le era, frații erau sfătuiți să se depărteze de oamenii aceștia, să ia atitudine față de învățătura lor, să-i deosebească prin faptele pe care le fac acești oameni. Ceea ce spun nu este o noutate. Găsim lucrul acesta și în alte părți din Cuvântul lui Dumnezeu. În 2 Corinteni 11:4 o să dau citire. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, și corintenii au avut aceeași problemă, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau altă evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îl îngăduiți de bine. Și la fel și galatenilor le spune Apostolul Pavel: mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am spus, o spun și acum: dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Și tesalonicenilor le scrie Apostolul Pavel: în numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Acești falși învățători pe care i-am văzut în 1 Ioan erau acești oameni care veneau cu gnosticii, veneau cu o așa zisă cunoaștere superioară care putea să-i salveze, să-i mântuiască pe oameni în sufletul lor. Apostolul Ioan adresează această problemă. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Și
În continuare spune față de acești oameni, care trebuie să fie atitudinea acestei surori deosebite care primea pe frații. Îi spune să fie atentă și dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu îl primiți în casă și nu îi ziceți bun venit. Îi atrage atenția. Aceasta este motivul pentru care Apostolul Ioan scrie epistola aceasta. Epistola, în conținutul ei, cumva ca să extindem tema ei, este ca un rezumat al subiectelor pe care le găsim în 1 Ioan. E o concentrare a temelor pe care le găsim în 1 Ioan. Dragostea de frați, versetul 5, să ne iubim unii pe alții, ascultarea de Domnul, da? Ascultarea, dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui, umblarea în adevăr și de asemenea curăția învățăturii sau doctrinei, versetul 7. Sunt mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Acestea sunt teme pe care le găsim în 1 Ioan. Revenind la tema aceasta principală, aș vrea să spun câteva cuvinte. Adevărul este un punct central al credinței creștine. Lucrul acesta este așa de important. Este unul din lucrurile pe care dacă l-ai ciuntit puțin, ai pierdut totul. Adevărul. Dumnezeu este numit Dumnezeul adevărului. În Isaia 65. Domnul Iisus este adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. În Apocalipsa, Domnul Iisus este numit cel adevărat. Duhul Sfânt este numit Duhul adevărului. În contrast, diavolul este tatăl minciunii. Și Biblia continuă și spune că noi suntem sfințiți prin adevăr, găsim în Ioan 17. Credincioșii se bucură de adevăr, Corinteni 13. Conținutul Evangheliei este numit adevărul Evangheliei, în Galateni 2, sau cuvântul adevărului, în Efeseni 1. Prin credința în adevăr, oamenii sunt mântuiți, găsim în 2 Tesaloniceni. În 1 Ioan 2,21 găsim această afirmație. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Nicio minciună nu vine din adevăr. Este așa de important ca acest adevăr să fie păstrat în integritatea lui, în integralitatea lui. Să nu-l ciuntim. Noi operăm cu adevărul. Sunt o felul de filozofii în lumea asta și fiecare vine cu partea ei, cu partea ei de bază. Gândirea pozitivă vine cu gândirea pozitivă. Nu întotdeauna gândirea pozitivă se referă la ceva adevărat despre mine. Important să fiu pozitiv despre mine, chiar dacă mint. Important să gândesc pozitiv. Dar fiecare filozofie are lucrurile de bază. Dar la noi baza este adevărul. Credința creștină se bazează pe adevăr. De exemplu, pocăința aceasta pe care Dumnezeu o cere pentru fiecare om este dureroasă și se bazează pe adevăr. Adevărul adevărat este că noi suntem păcătoși și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem. Și nu putem scăpa fără a înțelege lucrul acesta și fără a recunoaște acest adevăr că noi suntem păcătoși și am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu rămânem în adevăr, ratăm ținta, este lucrul la care Dumnezeu ne-a chemat, la adevăr. Adevărul este un punct central al credinței creștine și biserica, spune Apostol Pavel, este stâlpul și temelia adevărului. De aceea, Apostolul Ioan atenționează biserica și vrea să mențină lucrul acesta, adevărul Evangheliei, neștirbit. Pentru că în felul acesta Dumnezeu salvează. Diavolul aici atacă. El este tatăl minciunii și încearcă să ponegrească acest adevăr.
Voi face acum câteva observații și apoi voi încheia legat de începutul acestei epistole și apoi voi lăsa pe frați. Acest prim cuvânt pe care îl găsim în, la începutul epistolei, prezbiterul către aleasa Doamnă. Apostolul Ioan, el este autorul acestei epistole, este neîndoios lucrul acesta prin vocabularul, prin felul în care se exprimă, este clar autorul Evangheliei. El se numește prezbiterul, nu se numește apostolul, nu se numește nici măcar unul din cei 12 sau poate unul din cei 3. El spune prezbiterul sau bătrânul. Acesta este cuvântul original, bătrânul. În lumea aceasta este obiceiul când cineva se prezintă cu titlul cel mai înalt. Și le ia în ordine așa, da? Și prezintă pe cel mai important, președintele, așa, și apoi secretarul sau ce mai este el mai jos. Își prezintă toate titlurile. Omul acesta își spune funcția pe care o are el, de bătrân. Așa cum făcea și Apostolul Petru. Spune, le scriu bătrânilor, eu care sunt un bătrân ca și ei. Această smerenie, această atitudine, așa de potrivită, la locul ei, fiecare să aibă simțiri cumpătate despre sine. Nu spune apostolul dragostei sau lucruri de genul acesta, nu. Bătrânul. Și apostolul Pavel are același discurs. Nu sunt vrednic să port numele de apostol. Spune că sunt cel din urmă dintre credincioși, spune, la un moment dat. Apoi mi-a tras atenția acest cuvânt, aleasa Doamnă. O mică observație aici, sunt unii care sunt de părere că destinatarul acestei epistole ar fi cumva o biserică și este așa metaforic spus, aleasa Doamnă și copiii ei fiind membrii adunării. Este o părere care ar putea fi luată în considerare, nu i-aș da mare credit pentru că găsim la versetul 4 că m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând ce biserică este aceea care numai unii din copiii, din membrii umblă în adevăr. Deci nu i-aș da mare credit, foarte probabil că este vorba de o soră credincioasă. Aleasa Doamnă. Și acest cuvânt, aleasa Doamnă, m-a dus cu gândul la versetul acela din Petru, 1 Petru 2,9 spune, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina Sa minunată. O seminție aleasă, un neam sfânt, un popor ales. Voi, cei credincioși, sunteți deosebiți, sunteți aleși, sunteți de o calitate aleasă, deosebită. Și mă refer, aici nu e vorba doar de alegere, ci și de o calitate. Este unul dintre sensurile cuvântului din greacă. Și peste tot în Biblie, de fapt, ni se poruncește lucrul acesta să avem o vorbire aleasă, să avem o purtare aleasă, ca și cum am fi niște aristocrați în lumea aceasta, în ghilimele aș spune. Avem chemarea aceasta. Și poate vă spune, dar cum se împacă lucrul acesta cu pilda Domnului Iisus, în care spune, duceți-vă la drumuri și la gardă și luați pe oricine va răspunde chemări. Și sunt acolo oameni la rând, șchiopi, săraci, oameni amărâți. Cum se împacă cu lucrul acesta? Găsim în 1 Corinteni, la capitolul 1, versetul 27, că Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Chiar așa este. Lucrurile se împacă. Dumnezeu a luat pe cei mai slabi din lumea aceasta
ca să facă de rușine pe cei învățați, pe cei puternici. Sunt oameni de viță aleasă, oameni care nu se pot stăpâni, oameni învățați, care fac greșeli uriașe. Cel credincios, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate face de rușine pe ceilalți care sunt pregătiți, care au tot ce le trebuie, dar nu pot. Cel credincios biruiește. Aceasta e diferența pe care o face Dumnezeu. Nu noi o facem. Nu noi suntem în sinea noastră, prin noi înșine, ceva deosebit. Și Dumnezeu este acela care ne face deosebiți prin ajutorul Lui. Ecleziastul spunea că se părea ceva anormal. Am văzut robi, călări, călare și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Un lucru anormal. Îi se părea anormal și așa este. Dar Dumnezeu este acela care face această diferență. Putem merge din biruință în biruință. Și lucrul acesta nu e normal, dar este posibil cu ajutorul lui Dumnezeu. Încă un lucru pe care l-am observat și închei este, bineînțeles, Ioan este apostolul iubirii. Este dragostea aceasta care răzbate prin epistola aceasta așa de scurtă, răzbate dragostea prin ea. Uitați-vă, versetul 1. Către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr. Deja începe cu lucrul acesta. Când scriu cuiva un mesaj sau n-am tendința aceasta să-i spun pe cutare sau pe care îl iubesc. Dar fratele acesta avea această libertate, această deschidere și sunt sigur că o spunea din inimă. Pentru că se dovedește în ceea ce scrie mai departe. Dacă ne uităm la versetul 4, spune: m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr. Când iubești pe cineva, te bucuri de el. Te bucuri că umblă pe căile Domnului. Te bucuri că e credincios. Te bucuri. Pentru că îl iubești. Și chiar am mai găsit încă un verset. Versetul 12, care iarăși vorbește despre această dragoste. Aș vrea să vă spun multe lucruri, dar nu voi să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală. Ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Ce vă spune lucrul acesta? Când abia aștepți, nu mai stau să scriu, dar abia aștept să mă duc să mă întâlnesc cu ei, ca bucuria să fie deplină. Întâlnirea aceasta cu cei credincioși produce bucurie, pentru că este dragoste. Apostolul acesta este pătruns de această dragoste și să dea Dumnezeu ca și noi să fim pătrunși de ea. Amin.